Printr-o hotărâre adoptată în anul 2020, consilierii locali din Deva au stabilit procedura de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500%, precum și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite din municipiul Deva. Comisia Mixtă de Control au identificat și încadrat 9 astfel de terenuri și clădiri abandonate de proprietari situate unele pe Calea Zarandului, dar și în orașul Deva, fiind stabilit un grad de degradare între 21 și 85%. În categoria clădirilor neîngrijite, cu un punctaj procentual de 21,59%, conform fișei de evaluare întocmite de Comisia Mixtă de Control, figurează și cinematograful Patria, proprietarului imobilului Regia Autonomă România Film era, la această ori în reorganizare juridică, urmând să îi se impună un impozit majorat de 200%. Consilierii Deveni au aprobat majorarea impozitului cu 400% începând cu anul fiscal 2023 și pentru căminul numărul 3 de pe Calea Zarandului, ce aparține de SC Condor Depozite S.A. Dar cel mai mare impozit majorat cu 500% față de cel normal îl va plăti SC Transilvania S.A. pentru imobilul situat pe Mihai Eminescu, numărul 132-134. Hotărârile adoptate în ședința Consiliului Local Deva din data de 22 decembrie 2022 pot fi atacate în contencios administrativ.